Bună, dragilor, și bine ați venit la Etalarea Zilnică pe Zodi pentru miercuri 9 septembrie 2020. Vreau să vă reamintesc că veți găsi în descriere timpii pentru fiecare semn zodiacal în parte și, de asemenea, tot în descriere veți găsi un link pentru a vă calcula ascendentul, însă e nevoie să vă cunoașteți ora și locul nașterii. Bun, acestea fiind spuse, vreau să începem cu fiecare semn zodiacal în parte pentru că sunt foarte curioasă ce ne va rezerva ziua de miercuri fiecăruia dintre noi. Bună, dragii mei berbeci! Ok, se pare că berbecii în zona profesională vor constata că nu e totul chiar atât de rost cum pare. Cumva parcă își vor face iluzii că miercuri vor avea o zi mai ușoară. Eu nu zic acum că va fi o zi groaznică, însă veți avea foarte mult de muncă, da? Deci dacă vă imaginați că este o zi mai liberă, să știți că nu, dragi mei berbeci, e o zi în care aveți foarte mult de lucru. E o zi în care văd aici că e posibil ca cineva să vă propună ceva, eu știu, un coleg de muncă, un șef. Dacă ești și căutați un loc de muncă, da, e posibil să vi se propună ceva, dar pentru acest loc de muncă parcă e nevoie de mult prea multe activități, da, care nu prea se compensează cu bani cumva. Bun, dacă vorbim de zona personală, văd că vă veți simți ca pe un norișor, dragii mei berbeci, văd foarte multă pasiune, însă văd că parcă nu veți vrea să luați în considerare așa și ce spune partenerul sau ce spune partenera. Cumva veți încerca să vă focusați pe voi, văd că sunteți foarte bine aici și cardurile, da, vă recomandă să vă bucurați de raiul pe pământ, dar să fiți impecabili în tot ceea ce spuneți. Dacă ieși și căutați pe cineva, da, aveți șanse să găsiți în ziua de miercuri, dragii mei berbeci, însă e cineva care nu vă va plăcea chiar atât de mult, da? Ceva acolo vă va da vouă cu virgulă și nu veți fi foarte încântați de persoana pe care o veți cunoaște. V-am pupat, dragii mei berbeci, vă doresc o zi de miercuri minunată și trecem la următorul semn zodiacal. Bună, Taur! Bun, se pare că în zona profesională e posibil, dragii mei tauri, să vă întâlniți, da, sau să aveți de-a face cu o persoană, posibil șeful sau șefa, posibil să cunoașteți o persoană cu marcaje pe foc, adică leu, săgetător, berbec, o persoană care este într-o poziție de putere, însă oricum ar fi, văd că are o capacitate fantastică de a negocia. Acum, dacă voi aveți marcaje pe foc, e posibil ca voi, dragii mei tauri, să aveți foarte mult de negociat, da? Și parcă veți avea și capacitatea necesară de a fi optimiști, de a încerca să obțineți ceea ce e al vostru prin intermediul cuvintelor, da? Dacă e vorba de un dar de bani, da, 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 văd că îl veți primi, veți impresiona șeful, șefa, oricum ar fi, lucrurile sunt bune. Dacă ieși și căutați un loc de muncă, da, veți găsi, însă veți găsi de la o persoană mai zgârcită, să spun așa, dintr-o poziție de putere. Dacă vorbim de zona personală aici, văd că partenerul sau partenera voastră va ține cu dinții de relație sau poate voi veți face acest lucru, depinde de voi, știți să... cum vă funcționează lucrurile, însă oricum ar fi, văd foarte multă hotărâre aici și foarte mult entuziasm și o capacitate fantastică de a negocia o poziție a voastră în relație sau ceva ce doriți să faceți împreună cu partenerul. Dacă sunteți singur sau singură, da, cu siguranță veți cunoaște pe cineva, o persoană care se ocupă cu afaceri sau o persoană care negociază foarte bine, posibil o persoană chiar din zona politică sau cine știe. Ideea este aici totuși să așteptați, să acționați, da, fără să așteptați vreo răsplată și să faceți tot ce vă stă în putere, dragii mei tauri, în ziua de miercuri, pentru că energiile vă sunt favorabile pentru un nou început. V-am pupat și vă doresc o zi de miercuri minunată. Trecem la următorul semn zodiacal. Bună, dragii mei gemeni! Ok.
Pentru gemenii noștri se anunță foarte multă curiozitate în ziua de miercuri, în special la locul de muncă. E ca și cum vă știți foarte bine valoarea acolo. Încercați pe cât posibil să vă mențineți această stare zen pe care o veți avea. Vă veți simți foarte împliniți și siguri pe voi. Însă văd că veți avea nițel ceva de furcă cu niște colegi. Dacă ieși și căutați un loc de muncă, da, veți găsi, însă e un loc de muncă care apare așa din senin și pe lângă acest lucru văd că veți avea și concurența acolo. Însă aveți foarte mare grijă la cuvinte, dragii mei gemeni, deoarece acestea vă pot aduce lucruri magice sau magice într-un sens pozitiv sau într-un sens negativ. Deci mare atenție la cuvinte, că lucrurile sunt bune la voi. Dacă vorbim de zona personală aici, văd foarte multă pasiune, posibil puțină gelozie în relație și, de ce nu, dragii mei gemeni, văd aici o persoană care este foarte, foarte, foarte împlinită. Da, ori voi, ori partenerul, oricum ar fi eu o dragoste cu năbădâie aici în ziua de miercuri. Dacă ieși și căutați pe cineva, da, veți întâlni, însă așa din senin veți întâlni o persoană, posibil o persoană care mai este implicată într-o relație sau posibil o persoană mai geloasă de felul lui sau de felul ei. V-am pupat, dragii mei gemeni, vă doresc o zi de miercuri minunată și trecem la următorul semn zodiacal. Bună, Rac! Ok. Pentru racii noștri se pare că în ziua de miercuri, în zona profesională, veți fi foarte stăpâni pe voi și pe situația de acolo. În sensul că dacă sunteți într-o poziție de conducere la locul de muncă, da, aveți toate șansele, dragii mei raci, să primiți, da, să culegeți roadele la ceea ce voi ați semănat până acum. Și e foarte bine că e așa, văd că lucrurile sunt bune, veți primi, da, deci dacă așteptați un dar de bani, o recunoaștere, să semnați niște acte, da, ok, faceți asta, însă văd că după această etapă viața voastră se va transforma foarte mult. Da? Și încercați să nu faceți presupuneri inutile, că veți avea tendința să fiți nițel orgolioși. Dacă nu sunteți într-o poziție de putere, e valabil același scenariu, dar v-am zis, mulți dintre voi sunteți, văd că într-o poziție de conducere, sau dacă nu aveți chiar cu acte în regulă o poziție acolo de conducere, oricum ar fi, aveți o influență foarte mare, dragii mei raci, la locul de muncă asupra colectivului. Dacă vorbim de zona personală, văd foarte multă pasiune. Dacă sunteți într-o relație, da, e posibil să fie o zi cu foarte multă energie, o zi cu noi începuturi, o zi cu revigorări în relație. Da, se pare că motanul meu vrea să vă salute, dragii mei raci. Și de asemenea, dacă ești și sunteți singuri sau singură, da, există posibilitatea de a cunoaște pe cineva. O persoană dintr-o poziție de putere, posibil un leu, berbec, săgetător, chiar o persoană care este foarte energică, dinamică și care vă va readuce și pe voi la viață, da? Vă va da și vouă din această energie. V-am pupat, dragii mei raci, vă doresc o zi de miercuri minunată și trecem la următorul semn zodiacal. Bună, leu! Ok, dacă așteptați de la locul de muncă un răspuns, e cu siguranță da, se anunță succes, se anunță multă energie, însă ideea este să discerneți adevărul, dragii mei lei, și să nu faceți presupuneri inutile. Văd că o persoană dintr-o zodie de apă, rac, scorpion, pești, vă va fi alături când vine vorba de a pune bazele la un proiect, da, de a începe ceva. Dacă ieși și căutați un loc de muncă, să știți că veți fi în echipa, da, sau vă veți angaja la o persoană dintr-o zodie de apă. Văd foarte mult entuziasm din partea voastră, foarte multă bucurie. Sfatul este aici să discerneți totuși adevărul și să nu faceți presupuneri inutile. Deci să încercați să nu vă lăsați foarte mult conduși de acest elan, da? Că e adevărat, e o bucurie, însă încercați să temperați ușor lucrurile. Cred că veți obține cheia, da, la ceea ce vă doriți voi. E posibil să aflați și niște secrete, dragii mei lei, în ziua de miercuri. Niște secrete care vă vor face să vă simțiți ca niște fluturași. Da, acum e pisica. Bun, dacă vorbim de zona personală, văd aici foarte multă pasiune, e ca și cum puneți bazele la ceva împreună cu partenerul sau cu partenera. Văd foarte multă iubire, foarte multă blândețe și pasiune în același timp, deci e o zi calmă.
în relații. Dacă sunteți singuri sau singură, văd că eu, cu siguranță veți găsi pe cineva, posibil o persoană din cercul vostru de prieteni sau o persoană din cercul persoanelor cu care, da, o persoană din cercul persoanelor cu care voi ați pus la cale un proiect sau ceva. Bun. Și e o persoană foarte bună aici. Văd o chimie între voi, deci va fi foarte multă pasiune. Văd că veți avea cu cine să puneți bazele la ceva mult mai stabil. Bun. V-am pupat, dragii mei lei. Vă doresc o zi de miercuri minunată și trecem la următorul semn zodiacal. Bună, dragile mele fecioare! Ok, pentru zona profesională văd că veți încerca să negociați cu cineva, e ca și cum nu primiți ceea ce meritați la locul de muncă, e posibil să negociați o anumită poziție a voastră, însă dacă vedeți că lucrurile nu merg, încercați să vă ascultați foarte mult sufletul și intuiția, dragile mele fecioare, și să lăsați în urmă, da, acel loc de muncă, că veți găsi cu siguranță ceva mai bun. Pentru alții dintre voi e posibil să găsiți o ofertă de muncă mult mai bună după lungi căutări, după o perioadă în care nu v-ați simțit apreciați la fostul loc de muncă, după o perioadă destul de stagnantă, da, și e foarte ok. Chiar e posibil să fie de la o persoană dintr-o zodie de apă, scorpion, rac, pești. Da, pisica mea vrea să stea aici, nu știu, place de voi, dragile mele fecioare. Bun, dacă vorbim de zona personală aici, se pare că dacă sunteți într-o relație, văd că veți încerca să negociați cu partenerul sau cu partenera o poziție a voastră în relație, un lucru pe care doriți să-l faceți, nu știu dacă veți obține, da? Și atunci văd că veți merge așa după intuiția voastră. Deci dacă relația e șubredă, nu cred să obțineți. Dacă e o relație bună, da, obțineți, însă va fi nevoie ca voi să renunțați la ceva. Văd că sfatul cardurilor este să comunicați întotdeauna cu claritate și să nu faceți presupuneri inutile. Dacă sunteți singur sau singură, da, veți cunoaște o persoană posibil la locul de muncă, o persoană foarte iubitoare, o persoană care face doar ceea ce simte și o persoană foarte intuitivă, ca să spun eu așa. Bun, mult succes, dragile mele fecioare, deci tot ce simțiți faceți în ziua de miercuri, că e mult mai bine așa, și nu uitați să comunicați cu claritate, da, tot ceea ce vă doriți, că lucrurile se vor rezolva mult mai ușor. V-am pupat și vă doresc o zi de miercuri minunată. Vă dorim o zi de miercuri minunată, că e și pisica mea aici. Bună, balanță! Ok, pentru balanțele noastre să știți că în ziua de miercuri veți reuși să semnați un contract, veți ajunge la o înțelegere, dacă ești vă căutați un loc de muncă, da, cu siguranță veți găsi. Deci pentru voi se anunță noi începuturi, dragile mele balanțe, noi începuturi foarte, foarte frumoase, dar totuși învățați să puneți întrebări, da, încercați să întrebați mai multe lucruri, încercați să vă lămuriți cu referitor la anumite aspecte când vine vorba de acest contract pe care voi îl veți semna. Dacă vorbim de zona personală, să știți, dragile mele balanțe, că dacă sunteți într-o relație, e posibil să vă tenteze ideea de un trio. Și atunci eu vă spun aici să aveți grijă, da, să nu faceți presupuneri inutile, că pare o nebunie totul din exterior. Pentru alții e posibil să aflați de nașterea unui copil, da, posibil să aflați că dumneavoastră sunteți însărcinată sau partenera dumneavoastră este însărcinată, dar dacă sunteți bărbat, și atunci parcă va fi un prilej de petrecere. Pentru alții e posibil doar să petreceți alături de partener, de parteneră, alături de prieteni, să faceți diferite ieșiri. De asemenea, dacă vorbim pentru cei singuri, da, vă veți găsi, dragii mei, se anunță un nou început, însă e un nou început care, nu știu, e cam ciudățel așa, nu știu, parcă ori sunteți prieteni cu beneficii, ori e foarte ciudat pentru că ori sunteți, deci ori nimeriți într-un trio, ori e doar ceva așa inițial...
de joacă, da, parcă e o relație pornită pe niște lucruri nu foarte serioase, iar apoi lucrurile se vor concretiza mult mai bine. De asemenea, e posibil să fie vorba de o persoană de la locul de muncă. Bun, v-am pupat, dragele mele balanțe, vă doresc o zi de miercuri minunată și trecem la următorul semn zodiacal. Bună, dragii mei scorpioni! Dar cred că cel mai bun decor e pisica. Dragii mei scorpioni, văd că în ziua de miercuri, la locul de muncă, parcă veți avea de ales între două persoane, parcă veți avea de ales între două lucruri. Și văd aici că vi se va face, e adevărat, o ofertă, însă parcă ceva nu vă va conveni aici. Tocmai din acest motiv veți sta să analizați lucrurile ceva mai bine și nu vă veți arunca cu capul înainte. Chiar și cardurile vă recomandă să faceți tot ce vă stă în puteri, însă încercați să luați în considerare că acest lucru se schimbă tot timpul. Dacă ieși și căutați un loc de muncă, da, e posibil să găsiți două, da, unul să fie mai pe gustul vostru, cumva în care să vă regăsiți mai mult, să rezoneze mai mult cu sufletul vostru, cu ceea ce vă place vouă, iar celălalt loc de muncă ori va presupune să faceți anumite nedreptăți anumitor oameni din punctul vostru de vedere, ori celălalt loc de muncă nu îl veți primi, da, pentru că vi se va face o nedreptate acolo. Dacă vorbim de zona personală, văd că veți avea de ales între două persoane, dragii mei scorpioni. O persoană posibil mai tânără, da, care vine aici cu o ofertă de dragoste, însă vă gândiți că dacă acceptați această ofertă, veți face o nedreptate altei persoane, da? E foarte interesant. Iar dacă sunteți într-o relație cu cineva, parcă nu veți ști ce să faceți în legătură cu partenerul sau cu partener. Ori să mergeți mai departe în relație, ori să dați drumul relației, da, în sensul că să meargă înainte, ori să vă retrageți și să profitați că viitorul relației e în mâinile voastre și atunci să faceți o nedreptate, na, sau să faceți acolo ceva ce partenerul, da, va considera așa. Bun, v-am pupat, dragii mei scorpioni, vă doresc o zi de miercuri minunată și nu uitați, faceți tot ce vă stă în puteri, că lucrurile vor fi mult mai bune de atât. V-am pupat și vă doresc o zi de miercuri minunată. Bună, dragii mei săgetători! În zona profesională văd că vă veți simți nițel locul amenințați, dragii mei săgetători, la locul de muncă. Veți fi nițel temători, deoarece e posibil să doriți să plecați într-un concediu sau, dacă nu vă simțiți prea bine, e posibil să vreți să mergeți în zona medicală pentru a vă face un control ceva și atunci vă va fi teamă parcă să nu vă pierdeți locul de muncă. Pentru alții dintre voi, dacă ieși și căutați, da, un job, nu prea văd să găsiți, e posibil să nu rezonați cu acel loc de muncă, tocmai din punctul de vedere al sănătății, da? Însă aveți grijă, dragii mei săgetători, încercați să vă manifestați intențiile reale, pentru că aceste lucruri sunt cumva doar sentimente, da, de zi cu zi, sunt trăiri ale voastre, da, și atunci încercați totuși să fiți impecabili în tot ceea ce spuneți și să vă manifestați intențiile reale, încercați să nu vă lăsați influențați de tot ceea ce se întâmplă în jurul vostru. Dacă ieși și căutați un loc de muncă, nu cred că veți găsi în ziua de miercuri, ca și concluzie. Dacă sunteți într-o relație cu cineva, e posibil să vă simțiți locul amenințat acolo, posibil să simțiți că vine o altă persoană, da, sau să vedeți în anturajul dumneavoastră o persoană mai tânără sau o persoană foarte pricepută, dar o persoană care ar putea să fie împreună cu partenerul vostru și atunci să vă temeți de acest lucru. Văd că vă veți retrage puțin, veți analiza lucrurile, însă aveți mare grijă, dragii mei săgetători, să nu faceți exces de această teamă și să aveți problemuțe, da, în anumite zone ale corpului. Dacă sunteți singuri sau singură, nu văd să cunoașteți pe cineva, ba din contră, e posibil să vă uitați la celelalte persoane.
cumva mai de jos, da? Cumva să le priviți într-o lumină bună, că voi nu v-ați găsit. Dragii mei săgetători, vă veți găsi cu siguranță în momentul în care voi vă veți pune la punct și în momentul în care voi veți fi curați, da? Și veți rezona cu o energie foarte înaltă, atunci, da, veți găsi cu siguranță. Deci, când se va duce această teamă de aici, dragii mei săgetători, cu siguranță veți găsi și pe cineva. Deci, manifestați-vă intențiile reale, dar încercați să fiți impecabili în tot ceea ce spuneți. V-am pupat, dragii mei săgetători, vă doresc o zi de miercuri minunată și trecem la următorul semn zodiacal. Bună, Capricorn! Pentru capricornii noștri, în zona profesională, se anunță o schimbare foarte, foarte mare. Adică, aveți foarte mare grijă, dragii mei capricorni, la o persoană din jurul vostru, o persoană dintr-o zodie de aer, gemeni, vărsător, balanță, ori o persoană cu marcaj, dar dacă nu este într-o zodie de aer și nu cunoașteți pe nimeni, să știți că o persoană din jurul vostru va face o nefăcută, da? E posibil să vă treziți cu o nedreptate, da, făcută de el sau de ea. De asemenea, dacă știți că voi aveți marcaje pe aer și dacă vă știți că sunteți o persoană echilibrată, dacă știți că sunteți o persoană care face niște strategii fantastice, o persoană mentală, analitică, atunci să știți, dragii mei capricorni, că veți pune la punct o strategie extraordinar de bună pentru a face o schimbare radicală în viața voastră, în zona profesională. Și vă iese, să știți. Dar sfatul este să renunțați la aroganța și la importanța de sine și să nu interpretați nimic la modul personal. Deci cât mai detașat, cu tact, cu diplomație, că veți reuși să treceți peste acest final, să aveți parte de o renaștere la locul de muncă. Deci e valabil și pentru cei care au un job și pentru cei care caută. Dacă vorbim de zona relațiilor aici, văd că cineva, dar eu cred că voi, da, veți avea capacitatea necesară de a pune la punct o strategie foarte amănunțită când vine vorba de relația voastră. E ca și cum vă doriți ceva mai mult, da, de la viață. Pentru unul dintre voi e posibil să vă faceți o strategie prin care să puneți punct relației, asta dacă e o relație în care nu prea funcționează lucrurile. Alții dintre voi e posibil să puneți la punct o strategie tocmai pentru a îndepărta toate lucrurile care vă fac rău din relație. Dacă sunteți singur sau singură, văd că sunteți foarte pregătiți, dragii mei capricorni, pentru a renunța la această singurătate, la această situație în care voi sunteți, însă, repet, aveți toate șansele cu condiția să renunțați la aroganță și la importanța de sine și să nu interpretați nimic la modul personal. V-am pupat, dragii mei capricorni, vă doresc o zi de miercuri minunată și trecem la următorul semn zodiacal. Bună, vărsător! Ok. Ce frumos, ce frumos! De dragii mei vărsători, se pare că la locul de muncă veți semna contracte extraordinar de frumoase, contracte la care voi doar ați visat până acum, însă încercați să renunțați la nevoia de a avea dreptate, pentru că veți încerca să vă impuneți foarte mult, veți avea tendința să scoateți nițel niște tornade pe gură, să fiți cam ascuțiți la limbă și acest lucru nu e foarte ok. Dacă ieși și căutați un loc de muncă, da, cu siguranță veți găsi. Văd că va fi un loc de muncă ideal pentru voi. Dacă sunteți singuri, e posibil să găsiți și pe cineva acolo, da? Sau e posibil să fie un nou proiect, da, la care vă gândiți împreună cu partenerul sau cu partenera. Dacă sunteți într-o relație și lucrurile merg bine, să știți că e posibil să semnați niște acte, e posibil să aveți discuții referitoare la oficializarea relației, referitoare la căsătorie. Și niște discuții destul de intense văd eu aici, însă, repet, fiți impecabili în tot ceea ce spuneți, dragii mei vărsători, și încercați să renunțați la nevoia de a avea dreptate. Dacă sunteți singur sau singură, da, cu siguranță veți cunoaște pe cineva, posibil sufletul vostru pereche, ca să spun așa. E foarte, foarte frumoasă această energie și să știți că e o persoană care își dorește ceva serios cu voi și văd că și voi cu acea persoană. Însă veți avea ceva de furcă pentru că e posibil să aveți de-a face cu o persoană, mai tânără, da, o persoană posibil și ea cu marcaje pe aer, ca și dumneavoastră, o persoană foarte
echilibrată în același timp, da? Dar și curioasă, sau curios. Bun, v-am pupat, dragii mei vărsători, văd că aveți o zi de miercuri minunată și trecem la următorul semn zodiacal. Bună, pești! Ok. Dragii mei pești, pentru zona profesională, văd că se cam deschide cutia Pandorei, da? În sensul că e posibil să rămână acolo, doar cumva ies de acolo tot felul de nenorociri, dar cineva va deschide cutia Pandorei la locul de muncă sau cineva vă va prezenta un proiect ca fiind ideal și atunci voi îl veți accepta din ce văd eu aici. Însă aveți grijă, dragii mei pești, că e vorba de foarte multe iluzii, da? E vorba de foarte multe iluzii. E adevărat că ies bani de acolo, însă lucrurile nu sunt foarte ok, da? Eu vă sfătuiesc să aveți mare grijă. Încercați să deveniți imun la o travă, încercați să vă ascultați intuiția că voi aveți așa ceva și încercați să nu interpretați nimic la modul personal, da? Nu-i numai despre voi, persoanele respective au niște interese acolo. Deci dacă ieși, deschideți ochii mari, e ok, lucrurile vor fi bune. Dar doar dacă sperați, dacă sunteți curați, sunteți ok și doar dacă încercați să vă focusați pe această idee de intuiție. Dacă ieși și căutați un loc de muncă, e valabil același scenariu, iar dacă sunteți într-o relație cu cineva, văd că veți afla diferite lucruri de acea persoană, diferite lucruri referitoare la bani, ca și cum v-a ascuns ceva în legătură cu bani, în legătură cu împlinire, în legătură cu o petrecere, deci ceva, da, o ieșire. Și văd că tocmai din acest punct de vedere, da, se cam deschide cutia Pandorei pentru voi și e posibil să aveți discuții, da, ceva mai intense cu partenerul sau cu partenera, e posibil să nu recunoască absolut nimic, însă încercați totuși să rămâneți cu speranța, da, să sperați mult și încercați să vă folosiți intuiția, dragii mei pești. Nu vă concentrați foarte mult pe zona rațiunii, deoarece veți avea tendința să vă faceți multe iluzii. Dacă sunteți singur sau singură, da, cu siguranță veți cunoaște o persoană care va părea așa ideală, cu bani, o persoană cu o intuiție, însă să știți că această persoană are niște secrete destul de ciudățele aici. Încercați totuși să deveniți imun la o travă, încercați să vedeți dincolo de aparențele pe care această persoană încearcă să le desfășoare în preajma dumneavoastră. V-am pupat, dragii mei pești, vă doresc o zi de miercuri minunată și vă mulțumesc tuturor pentru că ați fost alături de mine la această filmare. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați și să lăsați un like. Să avem o zi de miercuri minunată cu toții!